Hai, 3, 2, 2 1. Suc de pere. Yeah! Salut, eu sunt Cezar și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vom face jelly beans împreună cu... Ok, lume, deci sunt aici cu Cezar Poiata. Salutare tuturor, abonați-vă la canalul meu, l-aveți în colțul din dreapta sau în linkul în descriere. Și astăzi vom face... Jelly beans challenge. Să-i dăm drumul. Ok, e imposibil să nu știi chestii de... Pentru cei care nu știu, jelly beans-urile sunt niște bomboane care poate să aibă și niște gusturi rele, dar și niște gusturi bune. Ca de exemplu, acest jelly beans poate să aibă gust de muci sau gust de suc de pere, adică... Cred că mie mi-a picat muci. Oricum, eu am văzut la mai multe persoane chestia asta, dar... Adică, frate, ce poate fi atât de rău în niște bomboane cu diferite gusturi, zic și eu. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like la acest videoclip ca să strângem 10.000 de like-uri. Și share la clip. Ok? Ok, like, 10.000 de like-uri. Oh, eu aș spune să începem, Cezar. Da. Alege tu primul gust. Oh my god, șosete murdare sau? Tutti frutti. Deci gândiți-vă că Cezar a pus la motanul lui numele Vasile. 3, 2, 1. Tutti frutti. Mine wow! Șosete murdare. Pe toate am înghit-o, așa. Eu am fost foarte norocos de data asta. Ok, deci următorul gust este de lime sau iarbă? 3, 2, 1 și... La mine e iarbă, dar e bună. La mine e lămâie, dar e foarte bună. Deci am spus, nu poate fi atât de rău. Următorul gust va fi de rotten egg și popcorn. Pou stricat? Oh my god! El e miros așa de parcă... Dar n-are niciun miros, e gen, nu poți să știi ce. Dar nici okay, nu-mi place eu... rotten egg, cred că e mai rău ca vomit. 3, 2, 1, 3. Băga mi-aș. Nu pot! O rămas gustul în gură, știi? Oh my god! Deci chestia asta chiar e ou stricat. Știi ou ăla fiert și pus acolo să stea un an, după care să-l iei să-l mănânci. Ok, deci următoarele gusturi sunt de paste de dinți sau zmeură, care ar fi culoare albastră. Albastră, dar amândouă sunt bune, așa că eu nu mă tem. Pastă. Blueberry. Pe wow! Pasta tot e bună. Nu mai gai, e prea bună blueberry. După asta vomit, vine așa. Toți știți acest gust, este cu vomit, adică bortură, ca să înțelegeți pe maldavscu. Sau... sau piersic. Piersic, da. Dar la mine e mai colorată, gen cu roșu, cred că e Doamne, te rog. Doamne, 3, 2, 1. Piersic. De două ori la rând vo... Iubești jelly beans-urile. Oh my god, e oribil! Următoarea e puding ciocolată sau mâncare de câini. Doamne ajută! Sunt trei aici, ala bala portocal. Mâncare de câini. De ce, Doamne? Nu-i rău, ziceai. Câinii mănâncă așa ceva. Ok, următoarea e mai așa, mai tolerantă. E cu muci sau suc de pere. Mai tolerantă. Da, mai. Eu le-am gustat-o. E atât de trist. Hai, 3, 2, 1. Suc de pere. Yeah! Și reacția a avut. Oh my god! Asta trebuie să pui reacția ta în slow motion. Suc de pere. Yeah! Următorul și ultimul gust e de coconut, asta ar fi cocos, sau pampers de bebeluș. Cutece, Dumnezeu cu mila, 3, 2, 1 și... Scutece. Oribil. Nu sunt chiar așa de rele. E fix, fix șervețel umed, știi? Nu, de ce? Gândește și tu că câteodată viața poate să-ți rezerve... Oh my god. Ce fail, oh my god. Ok, dar eu cred că ar mai trebui să mâncăm ceva, ca așa video parcă ar fi prea scurt. Dar numai, sunt două, rotten egg, hai da. Eu vreau să gust popcorn, eu serios. Please god, 3, 2, 1. Popcorn. Vasco, telefonul tău. Oh my god! Nu dispare gustul!
Ia asta cu... Nu, nu, asta nu-i bună, asta e mulci. Ia asta ca să iarba și oricum e bună. Iarba sau? Dar iarba e bună, de ce nu-ți place? Bă, nu-i bună, e fix iarba. Ia o frunză și pune-o în gură, e fix. O să iau ciocolată, că... Uitați-vă, vedeți? O, nu, bucare de câini. Vrei încă o dată asta cu coconut, că așa e mai slăbuță. No, Pampersul nu mă bagă, e, doamne, ferii. Muci sau suc de pere? Oh my god, muci. Da, șosete murdare sau... Oh my god, șosete murdare. Și vreau să iau 4 jelly beans-uri de astea verzi. Ia. Oh my god, glumești? Tu? Ok, ok, hai, da. Că iarba nu e așa, avea. 4 jelly beans verzi, doamnelor. Lime și iarbă. Cred că numai lime am. Oh my god, e bun. Hai să facem thumbnail. Hai, play. Ok, deci cam acesta a fost clipul de azi. A fost oribil. Ce părere ai? Oribil, deci noi, voi nu vedeți, dar noi aici am făcut. E totul ok. Da, totul ok. Și dacă mai vreți să vedeți un clip cu noi doi, puteți merge pe canalul lui Cezar. Dați click pe fața lui și mergeți direct la videoclipul care îl va pune el. Și dacă strângem 4 sau 5.000 de like-uri la acest videoclip, deci facem a doua colaborare. 4.000? Cam atât face cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Hai să strângem mai multe like-uri, să dați un share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri. Și dacă sunteți noi pe acest canal, abonați-vă. Eu am fost Cezar. Eu am fost Vasco. Și noi ne vedem data viitoare. Da. Știi că nu era pornit microfonul.